Dan Antonescu, expert criminolog, a explicat că situații precum crima de la Bascov apar atunci când autorii sunt luați acasă din spital pe semnătură de către rude, iar după un timp nu și iau tratamentul. Odată scăpat de sub supraveghere, revin vicii înfrânate precum alcoolul sau drogurile. Conform Digi24, întrebat care poate fi factorul declanșator al unei atitudini criminale, Dan Antonescu a răspuns că cel mai probabil criminalul de la Bascov renunțase să-și mai ia medicamentele. El a făcut referire la declarația unei vecine care le-a spus anchetatorilor că bărbatul care și-a ucis cinci rude era un om liniștit, care ieșea foarte rar din curte, dar de vreo câteva zile nu își mai lua medicamentele. Iată un posibil factor declanșator. Resortul a fost strâns până a explodat, a afirmat criminologul. El a precizat că foarte rar se întâmplă astfel de situații și că la Poliția Capitalei, unde a lucrat, au fost anchete de crimă cu cel mult două victime. Antonescu a explicat și care este profilul autorului unei astfel de crime, bolnav scos din spital pe semnătură, cu vicii înfrânate în timp, care după o perioadă nu își mai ia tratamentul. În majoritatea situațiilor, cel care a comis fapta era luat pe semnătură din spital, cu promisiunea părinților de cele mai multe ori care își asumau îngrijirea și care apoi au devenit victime ale bunelor intenții pe care le-au avut față de propriul copil, frate, rudă. Acești oameni, dacă și-ar lua medicația la timp, pentru că medicul la ieșirea din spitale le prescrie un anumit tratament, dacă nu ar combina întreruperea medicației cu alcool, de exemplu, ar putea sta acasă și să aibă o viață aproape normală. Dacă l-ai scăpat de sub supraveghere și revin vicii pe care și le-a înfrânat în timp sau a fost forțat să le înfrângă consum de alcool, de substanțe interzise, acea bombă cu efect întârziat explodează, a declarat Antonescu. Am văzut un legist care era oripilat. Criminaliști, legiști, procurori, noi suntem obișnuiți cu scene groaznice, dar oamenii aceștia au fost șocați de ce au văzut, a mai spus criminologul. El a subliniat că este posibil să fi fost semne care să indice o schimbare de comportament a criminalului în timp, care probabil au fost ignorate. Trăia într-o familie în care erau și două cadre medicale. Semnele de regulă apar, dar sunt și situații în care reacția este imprevizibilă, neanunțată. Expertiza va stabili, relatează Digi24.ro.